Salutare, acelor! Partea a patra, întrebăm oamenii... Nu! Nu! Întrebăm oamenii care este vedeta lor preferată din România, din vlogăriță, pictoriță, artistă, cântăreață... Să mergem! Bună! Bună! Poți să vă pun o întrebare? Da, desigur, sigur! Aveți o vedetă preferată pentru voi din România? Da, mie îmi place foarte tare Delia. Eu cred că ea face cântece și compune cântece foarte contemporane, oarecum, și se îmbracă foarte frumos și îmi place stilul ei de viață. De asemenea, îmi place de Delia și de Irina Rimes. Este la fel o interpret foarte cunoscută, mai ales că este de Moldova, însă cum că activează în România. Îmi plac cântecele despre dragoste, foarte tare. Să știți că vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați răspuns și pe data viitoare. Pa, pa! Mulțumim! Bună! Salut! Poate, cum te numești? Alina. Alina, ai o vedetă din România care este foarte, pentru tine, foarte talentată. Așa. Sau un cântăreț sau artistă. Din România, da? Da. Dacă n-ai, poți să iei din Moldova sau din altă țară. Spate din Moldova, da? Da. Îl zicem Carlos Dreams. Mulțumesc că m-a răspuns. Bună! Bună! Poți să-ți pun întrebare? Da, desigur! Ai o vlogăriță sau o tictoriță în România cea mai preferată? În România? Actriță, cântăreață? Andreea Bostanică, care îmi place. Îmi place că e frumoasă, carismatică. Dar tu? Cred că Smiley. Da? Da, este foarte bun cântăreaț. Ok, mersi. Mulțumesc pentru că mi-ai răspuns. Poate te mai văd și te mai întrebi toată viitoare. Mulțumesc și ție succes. Bună. Poți să vă pun o întrebare? Da. Aveți o vedetă preferată din România? Sau artistă? Sau cântăreață? Delia. Iar tu? Cred că nu. Din România nu, eu nu știu. Dar din Moldova sau altă țară? Din Moldova s-a născut Irina Rimes. Din Moldova, spate. Dar acum ea trăiește în România. Adică și din România și din Moldova, spate. Mulțumesc că mi-ați răspuns și să știți că sunteți foarte frumoase. Mersi, mersi, mine. Bună! Bună ziua! Poți să-ți pun întrebare? Da. Ai o vlogăriță în România cea mai preferată? Nu. Dar o artistă, un cântăreț, ceva? Nu ascult artistele românești. Ok, dar cine e vedeta ta preferată? Da, mai multe vedete am preferată din Republica Moldova. Gen una? Vedete anume te referi... Eu ascult mai mult cântecele populare. Și... Mariana Mihaila mi-aș plăcea. Mersi pentru că mi-ai răspuns. Bună! Bună ziua! Poate vă pun o întrebare? Da. Aveți o vlogăriță în România foarte preferată? Sau cântăreață? Nu vine cântăreață. La moment. E din Moldova. Ia uite, șeri. Da, mulțumesc pentru răspuns. Bună! Poți să-ți pun o întrebare? Da, sigur. Ai un vlogger din România foarte preferat pentru tine? Nu urmăresc nimeni în România. Dar din altă țară?
fie Moldova, cred că albernă seara. Pa, seara bună! 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 Vreau să vă pun o întrebare. Da? Aveți un vlogger preferat, o vedetă din România? Sau o cântăreață, un an? Iuliana Birigoni, iarna. Mulțumesc că mi-ați răspuns și să știți că sunteți foarte stilate. Mulțumesc, plăcere. Bună! Poți să spun întrebare? Da. Ai o vedetă din România foarte, foarte super pentru tine. Artistă, cântăreață. Dar din Moldova sau altă țară? N-ai niciuna? Dar ce muzică asculti? Moldovenească. Dar ce artiști? De asta BTS. Mersi că mi-ai răspuns să știi că asculti o muzică foarte cool. Pa, îți doresc o zi bună. Pa, pa, eu tot. Bună! Salut! Poți să-ți spun întrebare? Da. Ai o vedetă foarte cool pentru tine din România. Da, îmi place tu, Antonia. Îmi place? De acord. Mulțumesc că mi-ați răspuns și ne vedem data viitoare. Cine bine lucrează, acela și mănâncă. După un interviu bun, facem și o stare bună. Iar voi, eu când mănânc, voi vă rog să-mi dați un like și cine nu este vrut să vă abonați și să nu uitați de comentarii.